te-ai uitat la el cum la mine te-ai uitat în ultimul timp. Deci eu chiar râdeam. Așa, păi asta e fericire să fii. Când o să vezi, când o să vezi. Păi nu, tu mai asta tot, fericirea aia din ochii tăi, când nici cu mine n-am mai văzut-o. Doamne, cum așa? Înțelegi? Dar eu te-am înțeles pe partea cealaltă. Că eu te-am, toate astea două săptămâni, ți-am sub din energia aia, gen, bună. Și era de înțeles. Nu e vorba de asta, e vorba că noi acolo ne plictiseam și în sfârșit s-a întâmplat ceva. Gen, hai, o piesă, o melodie, dar toată ideea a fost ca Antoni să danseze cu Larisa, cu Vlada, acolo a fost. Ideea că am zis că nu, că hai, că dansezi cu mine și așa. Dar când o să vezi dansul în sine, n-a fost nimic romantic, nimic ca nu știu ce. Sau cum, adică n-are nicio legătură cu asta. Era vorba de cum poți să percep un lucru. De exemplu, ți-am zis, dacă te puneai în locul meu și să fi fost în partea cealaltă și eu eram acolo și spuneam unei fete rândă, hai, vreau și o melodie romantică, vreau să dansez cu... Tu cum ai fi perceput tu pe... Când am zis romantic, am zis după și am zis la mișto și m-am și uitat. Eu am știu, zis tare să se audă la masă. Exact, exact. Să se audă că eu am zis romantică, exact. Să vedem ce zice. Perfect, și așa și s-a întâmplat că Antoni zis, a, romantică și exact. Nu știu ce. Exact, dar cum ai fi perceput tu din pare, dacă ai fi fost în locul meu? Dacă era Catinca sau dacă era o glumă sau din astea, aș lua-o ca tare. Nu știu, așa noroc am că de cine îmi place se întâmplă ceva și dispare. Acum, dacă ar fi să-ți asumi cu adevărat, că, na, final, cu cine s-a întâmplat asta? Mihaela și mai? Cu Elena, cu Mihaela. Păi hai, pe bunii, cu Elena. Cu Elena mi-aduc aminte în primul episod că ai zis că nu-i genul tău. Am zis că nu-i genul meu, după care m-am gândit și am zis, băi, nu-i ok nu să fac... Nu te-aș fi văzut cu ea. Chestia. Da, dar eu a doua zi am vrut să ofer o șansă, știi? Am zis, băi, stai că m-am grăbit, fata până la urmă nu a făcut nimic așa. Pur și simplu, în stilul vestimentar cu care era atunci, nu m-am regăsit eu, știi? Adică nu... Și am zis, bă, nu pare a fi genul meu, dar când am fost întrebat, ok, nu pare a fi genul tău, dar ești deschis către a încerca să te cunoști cu ea. O întrebare pusă de doamna Andreea. Și am zis, da. Antoni, zi la Cosmin să închidă radio-ul. Cosmin? Cam tot, da. Ai primit reclamație aici din partea stângă că poluezi fonic. Poluezi fonic? Da, frate, băgați-vă degetele în urechi. Auzi, că raport din partea lui parte. Da. Auzi, valoare, că n-ai suficientă valoare sau nu, ce? Nu. Nu e de asta, cred că Patrick e gelos. Bă, dacă asta înseamnă să n-ai valoare, chiar vreau să fiu ieftin, sincer. Oh. Ai dat-o urât. Antoni Rosa Pinta. Dacă să n-am valoare. Eu dacă eram tu, demonstram că am valoare și dar mă puneam lângă. Să dau, pe mine deja au început să mă enerveze. Exclusivitate. Pe ai rămas acolo. De cine te enervează? Chestiile astea și azi, pe conexiune, când ai zis că făceam figuri. Dar ce figuri fac? Dacă asta simt să fac, să nu mă pun lângă tine, de ce vine toată lumea și mă forțează și după zici tu că vin și fac figuri? Eu pot să zic ce vreau eu, la fel cum tu zici ce vrei tu. Da, dar în limite, că până la urmă nu-mi permis să am cuvinte de genul cu tine, cum nici tu n-ar trebui să-ți permiți. Dar vrei să ne certăm? Păi tu a apărut că vrei să ne certăm. Mhm, ok. Dar voi de la ce v-ați luat? De ieri, cu n-am luat. Aveți ceva de părțit. Pare că nu-i bine între voi. Da. Eu zic să faci ce faci, înseamnă, nu știu. M-am băgat pe urmă. Te-ai trezit tu să vorbești, Antoni. Culcă-te înapoi. Ta-na-na-na. Mai bine mă culc decât să am dialog cu tine. Nu vreau să zic că e arti prea. Cosmin, lăsă-ți aici, lasă că am eu dialog cu tine. Nu vreau să-mi bat capul cu el. Ce nemernic sunt. Ia zic că nici tu. Nu. Lăsați acolo să se certe. El vorbește. Tu vorbești, Robert. Ce-i de-a băgat în seama? Vă nu vă trei ajutor, vă certați singuri. Hai că ne luăm pe noi. Da. Odată te vă zici. Duceți-vă și voi în grădină 20 de minute să vedem dacă rezistați. Dar ce, le dai tu comandă nouă? Păi da. Uite, iar a făcut inima. Pentru ce le faci inima aia, Robert? Pentru România și lui. 4 puncte. 4, 5. Pentru cine faci punctele? E secret. Hey!
ce idee genială are Giulia. Bună, Maluma! Îți amintești că ieri mi-a spus doamna Andreea că pot merge în casa băieților să-mi iau trandafirii de la Lenuța? Da, chiar. Poți să mă duc și să mă întorc? Trandafirașii? Pe Antoni. Poți să merg. Hai pe canapea, Mihaela. Mergi? Nu, mai stăm aici. Aveți și unde să mergeți? Mulțumim! Da, haide! Mulțumim. A, și noi! Dar de ce 5 minute? Aveți! Că scrie aveți la plural. Da, ne-am dat seama, doar că eu vorbeau la distanță. Stai, bă! Eu mă duc că-mi iau trandafirii și salut și plec. Mai așteptați-mă! Am încredere în tine, dacă n-aveam încredere, probabil renunțam sau încerceam să renunțam, că chiar renunțam și nu vreau să ies în sarea asta și renunțam, știi? Dar eu nu vreau să renunț indiferent, asta vreau să simt. Nu, nu știu cum. Sau dacă ți-a trecut vreodată frângând de renunțare, să știi că nu te las. Dar nu știu, și patru ani în potrivire de caracter. Deci, da, gen, am mai zis și chestii pe acolo, na, cum îs eu, poate mă știe altfel sau cumva așa. Dar nici de cum nu e nepotrivire de caracter. Nu, eu chiar consider că nu e nepotrivire. Nu? Da, stai, așa. Eu trebuie să contrazic. Da, să se contrazicem. Da, 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 mai bine. Oh, Doamne, Doamne. Ce sunare de mea, îmi place aminte de tremurile. Da, o să râdem deja, îmi imaginez. O să vezi episodul și... Nu, dar nu mă uit. Vezi că eu dau un televizor. Oh? La mine nu... Nu merge cablul? Perfect, atunci. Nu. Am spus fetele ieri că mă uitam rău. Ce? Mă uitam rău. Că te uitai? Vine să te bat. Bat, da? Bine, dar n-am voie. Dă-i. Da. Oh, dor. Sper să ne vedem fiecare. Mă uit la tine zâmbind, mă uit cum trebuie. Mă uit cum trebuie, dansează cu mine, că să mă uit frumos. Hai că te uiți. Așa, zâmbind. Că la întâi mă uitam râzând. Nu mai ironiza acum și tu. Hai că ne dau oamenii ăștia pe deaps. Bianca. Ceva s-a întâmplat în camera roșie. Bă, dați-i pe Bianca, eu am auzit-o. Coboară, coboară nervos. Hai, Giulia. Mama. 5 minute. 5 minute, ce s-a întâmplat? Se intra la firii. Mă atinge camera. Vrei să te ridic? Nu. Vreau să-mi iei tu. Dar cum mă fi, Bianca? Mai bine urcă tu. Și cine i-a pus? Dar s-a luat sau... Bună. De ce vine? Cine i-a pus? Ce s-a întâmplat? Ceau, fratele. Te pup, frate, ce faci? Te pup. Te-am urcat în care rău, ce-ai plicat în preța. Bine. Deci face. Dă-o în jos, Tomi. Dă-o tot. Dă peruca jos. Da, ce ziceam. Eu accept și un refuz. Doar că, nu știu, aș vrea să mi se argumenteze, știi? Să zic, bă, uite, nu ești genul meu pentru că. Sau nu-mi place de tine, sau nu poate fi ceva. Știi? Și să văd un motiv acolo. Ok, dacă tu consideri asta, da. Eu nu sunt o persoană insistentă, știi? Adică eu dacă fac un pas către tine, vreau să văd că vine și din partea ta. Și că nu o fac în van, știi? Să vin numai eu după tine. Fie că am mers pe bicicletă. Eu așa văd o relație închegată și totodată cred că e și vorba de comunicare. Tu ce faci? Uite bine, super. Te vorbești ca un robot, parcă. Da, tu ce faci? Tu bine, eu? Ceau, frate. Salut, fratele meu, frate. Am dat rând cu Vlad, dar ce-o, fratele? Nu se le-ai pus la Vlad. Ce rog, gârla ai dat, mai întâmplă. Așa, Antoni, acu' ea, da? Nu ți-i frig? Nu, vin de foarte cald, mai ales acum. Suntem în 9 ianuarie. 10. La mine e cald. Sufletul tău e cald. Oh, e bine, nu mai e gheață, nu mai e rece. Nu mai e. Eu am căzut foarte mult timp că sufletul tău e rece. Dar v-ați ascuns.
Casa iubirii! M-ai stresat singură! Casa iubirii! De ce m-ați lăsat singură? E ecou aici. Dați-mi și mie voie cu toată lumea. Ma! Dar unde-i toată lumea?